Domnul Mictitelu, supărat. Asta e viața, asta e fotbalul, trebuie să ne obișnim și cu astfel de momente. Sunt și adversarii își doresc să câștige. E o luptă pe teren, când ai o criză de rezultate, presiunea crește și este, totul devine și mai greu. Aceste momente nu se pot depăși decât cu încredere și cu luptă, pentru că nu putem să ieșim din această situație decât noi. Nu ne ajută nimeni decât noi însăși, trebuie să reușim să schimbăm ceva, pentru că, din păcate, ne-am afundat și mai mult în clasament, ne-am afundat și ca joc. Asta e cel mai grav, mă doare jocul, pentru că e din ce în ce mai slab. Ne-am pierdut din strălucirea care o aveam și, datorită acestui aspect, astăzi am hotărât să închei colaborarea cu Giovanni Costantino, deși, sincer, vă spun că îmi pare foarte rău de acest băiat, că este un profesionist, dar, din păcate, nu cred că mai poate să stăpânească situația și că, datorită presiunii, nu mai poate să dea niciun randament, pentru că s-a simțit această presiune și la el, și în deciziile lui, și în pregătirea de la antrenament. Și, sincer, deși nu mă așteptam, la când am început returul, eram convins că o să continuăm cel puțin până la vară, aceste împrejurări m-au determinat să pun punct astăzi acestei colaborări din dorința de a găsi o soluție care să aducă acel declic, restart, cum vreți să-i spuneți, cum e mai corect spus. Pentru că, nu știu, parcă s-au epuizat soluțiile lui tehnic și tactice. Repet, și din cauza presiunii, dar pe de altă parte vreau să le menționez încă o dată, că nu am ce să reproșez ca om, ca profesionist. E un foarte bun teoretician, e un tip care cunoaște foarte mult fotbal. Probabil că lipsa de experiență și ghinionul rezultatelor l-au adus în situația de a întrerupe colaborarea cu noi. V-ați gândit la un nume? Nu m-am gândit la niciun nume, pentru că nu m-am gândit, pentru că nu era cazul să mă gândesc. Cât am sperat ca astăzi să câștigăm meciul și nu neapărat rezultatul de astăzi, ci jocul, pentru că echipa a suferit în continuare. Sunt anumite lucruri care încă nu pot fi explicate și e nevoie de o analiză mai completă și să fie independentă și imparțială. Pentru că așa, știți cum este, unul dă vina, jucătorii dau vina pe nu știu ce, antrenorul pe jucătorii unii pe preparatori și uite așa, există o sarabandă de explicații care mai de care contradictorii și eu trebuie să le procesez, să mă consult și cu alți consilieri de-ai mei și să reușim să identificăm problema acestei echipe care a avut momente când arăta ca un Mercedes, în cel mai rău caz o mașină foarte luxoasă, foarte bună și acum are momente când arată ca o mașină din asta, de mâna a doua. Și nu e corect, pentru că totuși eu rămân la convingerea că avem un lot de jucători foarte buni, un jucător care pot oferi un fotbal spectacol, au atat-o de foarte multe ori, dar sunt aceste inadvertențe și aceste perioade care, ce să spun, care ne bulversează pe toți și ne aduc în situația încât să rămânem nedumeriți și de multe ori chiar neștiitori, nu știi ce să facem. În acest moment, care este obiectivul pe care ne-a sălat? Obiectivul nostru deocamdată este să ieșim din zona retrogradării, pentru că suntem foarte apăsat în zona retrogradării, avem puncte de cât o echipă care va da barajul anul viitor. Deci de acum înainte se schimbă datele probleme, urmează meciuri foarte, foarte grele cu UTA Arad, o echipă care aspiră și are șanse către play-off. După aia cu rivala noastră locală CSU, o echipă foarte puternică și toate meciurile care vor urma în play-off o să fie meciuri foarte, foarte puternice. Deci avem nevoie de puncte ca de aer și trebuie să înțelegem că nu mai putem fără acum. Vorbăraia și vrăjeala nu își mai iau rost acum. Reacția suporterilor, v-a nemulțumit? Suporterii așa să nu este. Asta e o chestiune și de cultură. Lumea s-a mai evoluat totuși. Nu mai suntem în anii 90. Echipa are cel mai mult nevoie de suportere atunci când este greu. Așa la bine când dă în golul, toată lumea e fericită. Să înjuri președintele clubului și
jucătorii când le e greu, asta ține și de o cultură fotbalistică care aici în, în sudul României, de fapt în toată țara, nu prea există. Ce să spun, nu pot eu să-i educ și nu pot eu să le cer ceva ce nu se poate. Asta este. Suntem într-o competiție și adversarii noștri își doresc să câștige și investesc. Nu mai suntem echipa din anii 80, echipa partidului, când toată lumea era cu echipa, când erau două, trei mari echipe în România puternice. Acum loturile sunt echilibrate și financiar și din punct de vedere valoric. Lumea a evoluat, toți au aspirații mari, nu mai există echipe mici, echipe mari. Uitați-vă ce se întâmplă în campionat. Și adversarii au fost foarte buni, ea și Ionuca tare, au bătut și pe Rapid, o pretendentă la campionat, cu legitimă pretendentă la campionat. Este o echipă pe val care alergă foarte bine. Ce să spun? Asta în e fotbal. În acest meci s-ar putea da vina și pe Ghinion, deoarece Companucci s-a rupt din nou, un gol anulat. Se întâmplă când se joacă, când se joacă pe meciuri intermediare, sunt niște schimbări de concentrare, de antrenament, de mod normal, marți aveai un antrenament, acum ai joc, adică s-au dat peste cap niște programe. Tot timpul când joci intermediare se pot întâmpla lucruri de genul ăsta, dar asta nu scuză cu nimic, noi trebuia să fim pregătiți și oricum, sincer să fiu, în momentul când am văzut acele accidentări, mi-a dat teamă de mai rău. Așa, pe la ansamblu, echipa a avut momente bune, dar prea puțin pentru ceea ce ne dorim noi. Încă sunt probleme la prospețimea jucătorilor, încă sunt probleme de și de încredere, cred că contează foarte mult și ai unul acasă cu Iașiu și când te înjură publicul și când toți fluieră și nu știu de ce fluieră, pentru că nu mai se putea face decât o schimbare. Credeți că dacă Bauza era bun de 100%, nu băgam să joace, cine va să-l bage? Sau alt jucător. Deci când se fac anumite schimbări, antrenorul are mai multe informații, mai multe și când se ia, mai avea voie decât la o singură, mai putem să facem o singură întrerupere. Deci trebuia să știi ce faci. Ce vrei să forțezi, vrei să aperi? E greu să... Rezultatul, vrei să... Trebuie să iei o decizie într-un minut. Și nu e simplu așa. Situația lui Bahasa s-a schimbat? Nu s-a schimbat Bahasa. Ce să se schimbe? El va deveni jucător liber de contract în iunie și să fie sănătos. Nu, problema, eu am fost foarte mulțumit astăzi de jocul lui Jibir, care a jucat foarte bine acolo și a arătat că este... că îi trebuia mai de mult încredere. Eu, sincer, dacă era după mine pe Gibil, îl băgam mai de mult în echipă, dar, mă rog, au fost preferați jucătorii care sunt considerați cu experiență și poate Gibil acum era departe și clasament. Asta e, are timp să joace. Nu este niciun capăt de țară, tot ăștia suntem, se joacă fotbal și în play-out, asta e, și salvarea la Toradare în obiectiv. Să fii Liga 1 nu este o bagatelă, să fii Liga 1 de România, nu e așa ușor cum cred unii. Să fii în Liga 1 înseamnă să ai condiții, să ai buget, să ai jucători să facă față în Liga 1. Nu e așa simplu că joci în Liga 1. Uite, sunt echipe cu bani buni în Liga 2 care nu reușesc să intre în Liga 1. Uitați-vă la Apel Ceargeș, care are un buget deosebit și condiții și este sunt în oraș întreg. Și antrenor foarte bun pe Eugen Neacoie, că este pe ultimul loc în Liga 2. Deci se poate și mai rău. Nu trebuie să intrăm în cealaltă... extrema să începe să plângem acum că o să... Nu, vă promit eu că nu o să retrogradăm și nu o să dăm nici barajul. Și că o să fim încă ne luptăm pentru câștigarea play-out-ului, deși acum suntem în pericol de retrogradare. Dar eu cred că dacă reușim să câștigăm un prim meci și ar putea să fie la Arad acest meci, putem să fim o echipă care să ne bătem pentru câștigarea play-out-ului. Sau să luăm măcar locul 8 în play-out, să dăm acele baraje. Eu zic că putem. Dar trebuie să se schimbe ceva la echipă și de asta am, având în vedere, eu când iau deciziile ăștia, nu le iau așa după acest meci. Deci, având în vedere contextul din vestiar, când vă spun că sunt niște probleme în vestiar legate de relația lui Giovanni cu anumiti jucători, știți cum este? În momentul când antrenorul are probleme, eu l-am susținut foarte mult și asta am dovezi. L-am susținut până ultima zi. În momentul când există un conflict între antrenor și jucători, chiar dacă antrenorul 90% are dreptate, e greu să schimbi jucătorii acum. E greu, foarte greu. Când ai zis, pentru că ai nevoie de ei. Și așa că am preferat să sacrific pe
pe Giovanni pentru a avea liniște la echipe și pentru a încerca să dau un restart acestei echipe care poate mult mai mult.